been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy. Teoretic am început o nouă zi pe YouTube, practic este aceeași. Am ieșit afară pentru că a mea gașcă se odihnește, iar eu sunt atât de obosită încât nu pot să dorm și nu mă ia somnul. Și m-am gândit să-mi pun costumul de baie și să ies puțin la plajă, pentru că mă uit aici și se atât de bine lumea și nu-mi vine să dorm și să stau în pat. Și am zis, dacă mi-e somnul, ca să mi-e somnul, pun și dorm pe șezlong. Așa că mi-am făcut duș, m-am dat cu protecție solară și acum mă pregătesc să ies. Să ies la plajă, nu mai sunt coerentă, foarte coerentă în ceea ce spun, pentru că sunt foarte obosită, nu am mai dormit de ieri de la ora 10. După un drum extrem de lung, cu multe opriri, în final am ajuns, v-am zis, ei s-au pus să doarmă, iar eu am foarte multă energie psihic, dar fizic nu. Dar nu-i problemă că ne revenim. Dacă e să adorm, măcar adorm la plajă, nu în cameră. În cameră mi-am făcut să dorm decât seara. În rest, să stau toată ziua să mă distrez la piscină, să ies pe terasă, să stau la cupuri și să mă relaxez, pentru că de asta am venit. Plajă. Vă ziceam că am fost la plajă, dar a fost foarte mult vânt, extrem de mult vânt și am crezut că mă dă jos de pe șezlong, așa că am renunțat și ne-am dus asta puțin la terasă, iar acum, pentru că suntem foarte obosiți și nu vrem să adormim, am zis să plecăm puțin la plimbare, cred că spre centru și o să vă arăt și vouă, sunt frumoase hotelurile pe aici, dar am văzut niște mașinuțe foarte, foarte drăguțe, le arăt imediat. Acestea sunt mașinuțele de care vă ziceam și văd că aici mai sunt și niște biciclete. Și vă zic neața că aici la noi este dimineață, când filmez eu, este, de fapt este ora 10, dar m-am trezit de la ora 8. Mi-am făcut un duș, apoi am mers la micul dejun. Foarte bună mâncarea. Am mâncat puțin de mușfile și cașcaval, pentru că altceva nu-mi face bine la stomac dimineața. Și acum am venit în cameră, vrem să ne pregătim să mergem pe plajă. Vreau să vă mai pun un pic așa la curent cu ce s-a întâmplat în zilele trecute. Adică ieri, nu zilele trecute. Am plecat să căutăm porumb fiert. Și am ajuns, era ca un fel de sat de vacanță aici. Deci am mers pe jos, dus, 4 km. Și nu prea ne-am dat seama, bine, nu e o distanță atât de mare, dar noi obosiți, ne dormiți. Șoc! Și când să ne întoarcem, nu ne mai mergeau picioarele. Efectiv, nu mai puteam. Eu eram încălțată în niște bocanci, i-am arătat bocanci, aia crema ai mei. Și vă dați seama că era super, super, super greu să mă întorc în ei, când era și cald. Nu m-am încălțat corespunzător într-un cuvânt. Și am zis să întrebăm și noi pe un domn de la taxi cât ne-ar lua de unde eram noi, dar noi deja parcursasem 2 km întors.
cât ne-ai luat de unde eram noi până la cazare. Pentru că pe internet ne arătau că sunt 2 km. Pe taxiu scria că un kilometru este ceva de genul 3 leva. Și acum când l-am întrebat pe domnul ăla pentru 2 km, mi-a zis că 40 de lei. Bă, frate, 40 de lei, 2 km. Despre ce vorbim? Adică e pe exagerare totală. Și a zis, da, nu mergem cu taxiul, că este exagerat de mult pentru 2 km, mergem pe jos. Și când am ajuns acasă, la cazare, ne-am făcut decât duș și ne-am pus la somn. Nu mai puteam să facem nimic. Zise că mai stăm, că vrem să ieșim la piscină, seara, nicio șansă. Adică, după atâtea ore nedormite, tot am rezistat foarte mult. Și acum ne-am trezit, am fost la micul dejun foarte bună, care vă ziceam, nu prea îmi place cazarea. Sinceră să fiu, nu mi se pare că este, cum se spune, de 5 stele. Posibil și-a luat restul de stele pentru facilitățile pe care le oferă și pentru piscină, dar camera nu e cea mai curată cameră și nici cele mai bune condiții nu sunt, pentru că sunt, canapeaua este foarte murdară, este o canapea foarte pătată. Am găsit și fire de păr, mobila la fel, este foarte pătată. Patul este comod, dar pernele sunt puțin cam tari, dar la cât de obosită eram, puteam să dorm și pe pietre aseară. Dar așa, sunt cam așa cu cazarea. Ținând cum am zis, este hotel de 5 stele. Posibil dacă era de mai puține stele, așteptările mele nu erau atât de mari. Dar în România găsiți la 5 stele mult mai multe condiții, mult mai bune. Bine, posibil și să fie și mai scumpe la noi în țară. Iar Bulgaria ca țară nu-mi place absolut deloc. Absolut deloc. Acum așa, v-am spus părerea mea. Mi se pare că e foarte îngrijită. Partea asta de plajă spre Nesebar îmi place, că aici suntem noi. Dar când am intrat în țară la ei, în Bulgaria, nu mi-a plăcut deloc, deloc, deloc. Da, vă las că merg să mă schimb, să-mi iau costumul de plajă pe mine, să-mi pun protecția solară și ne vedem puțin mai târziu pe plajă. Cadrele ce nu sunt filmate în incinta hotelului, gen pe plajă și astea, vor fi filmate cu sau la plimbare. Doar momentele de pe plajă vor fi filmate cu telefonul, pentru că mi-e puțin frică să iau camera cu mine. Și serviciul de spa și de piscină, piscina interioară sunt incluse în preț. Și nici cred că sunt dușuri din acelea cu apă rece. Zici că vă prezint știrile. Voiam să vă mai pun un pic la curent cu ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De când am fost la plajă, am mai fost și la... Aici au saună inclusă în preț, saună și piscină interioară, cât și piscină exterioară. Și am zis, hai să mergem și la saună și cea umedă și cea uscată și hai să stăm un pic și la piscina interioară. Sauna uscată, ca de obicei, mă termin, adică simt că mă sufoc, dar rezist 15 minute. Așa știu că este recomandat să stăm 15 minute. Iar sauna umedă îmi place foarte, foarte, foarte tare, pentru că poți să pui și dușul, adică să te răcorești cu dușul. Vă ziceam mai devreme de hotel, că nu-și merită cele 5 stele din punctul meu de vedere, vorbim strict, strict de aspectul camerei și de curățenie. Ca să fie treaba, am venit repede, repede să-mi fac baie pe păr,
pentru că la astăzi la plajă mi-au intrat vârfurile în apă și fiind cald, soare și apa aceea este sărată, a zis, mama, o trebuie să-mi fac repede baia acasă când ajung, ca nu cumva să mi se ardă părul, că e foarte periculos să stați cu părul umed de la apă în soare, de la apa din mare. Și când să-mi fac baie, am rămas fără apă caldă, pentru că are un boiler și boilerul ăla s-a terminat apa din el, dar nu înțeleg cum, că noi nu ne-am făcut duș decât de dimineață când am plecat de acasă, cine a terminat apa din el. Și am rămas fără apă. Noroc că am mers la prietenii mei din cealaltă cameră, că ei mai aveau... Ei trei persoane, doar trei persoane, au apă și noi doi nu mai avem apă. Ei au apă. Așa că am fost acolo, mi-am făcut repede băiță. Dar eu cred că are ceva, ziceți. Boiler era, să zic, termostatul. Acum ce vrem să facem este să mergem prin, să mâncăm prima dată aici la restaurant. Deci hotelul se numește Galeon. Stai că vă arăt acum. Dar mâncarea de la restaurant cu același nume Galeon este extrem, 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 extrem de gustoasă. Am mâncat și ieri și am mâncat și astăzi micul dejun extrem de gustos și foarte variat. Deci recomand, dacă veniți în Bulgaria la Galeon, mergeți și mâncați. Sau dacă veniți în Bulgaria în oricare alt hotel de aici din prejurim, mergeți și mâncați la Galeon. Și am citit și pe recenzii și zice că ar fi cea mai bună mâncare de aici, de la ei. Din jurul acesta. Și mergem tot acolo să mâncăm. După care mergem un pic la un beach bar. Să vedem și noi cum e la beach bar, pentru că nu am fost la beach bar. Ce credeți? Da, acum nu mai zici că sunt Andreea Esca sau, mă rog, cu pata asta în spate, da. E puțin dubioasă treaba, dar nu mai aveam unde să mă pun și m-am filmat mai pe terasă și am zis, hai mă, și în altă parte. Da, dubioasă treaba cu pata în spate, da. Da, vă las. Mergem la, n-o să filmez acolo. Poate să filmez un pic ce mănânc, dar poate, nu știu sigur. Și nu filmez la beach bar, vreau să mă distrez. Bine, să mă distrez, nu să mă... știți ce zic. Dar mâine mergem la aquapark și ce ar fi cel mai mare aquapark de aici, din Europa. Chiar sunt curioasă, nu o să mă dau, că mi este foarte frică de topogane și tot ce înseamnă chestiile astea. Dar mă uit. Și vreau să vă mai arăt ținuta. Pantalonii aceștia, bluzița și tenis. Și picioare, că tocuri nu, n-are rost. Da, ne vedem mai târziu sau mâine, nu știu sigur, dar ne vedem. Acum este o nouă zi și am plecat cu Andrei seara către aquapark. Nu am plecat absolut nimic aseară de la ieșire, pentru că am avut o săptămână mai noi cu noi. Și după cum am zis, astăzi vreau să mă filmez când mergem la aquapark. Sper să am curaj să mă dau ceva, pentru că mi-e foarte, foarte, foarte frică de topogani. Cum vă simțiți în această călătorie? Vă place aerul condiționat? Am ajuns! Dar am impresia că la cum se prezintă situația, maxim sau în apă. Și aici ne prezintă... Panicată.
Gata, ne pregătim și de plecare, mergem acasă. Mi-este foarte, foarte, foarte dor de casă. Dar înainte de a merge acasă, vreau să mergem să vizităm Nese barul. Și o să vă las și de acolo câteva cadre. Ultimele două zile nu am mai filmat nimic pentru că s-a repetat plajă și plimbare și am zis să nu plictisesc. Și astăzi mergem să vizităm Nese barul și o să vă trag câteva cadre și de acolo. Și apoi ne vedem de pe drum să facem încheierea vlogului. Bar n-am ținut aici și nici nu înțeleg. Cred că e un zis cu ceva memorial, nu știu exact. Gata, dragii mei, acesta a fost și vlogul meu din călătorie din Bulgaria. Sper că m-au auzit, dacă nu o să fac altul final acasă.